Transilvania, în localitatea Tărtăria din județul Alba, s-au descoperit în 1961 trei tăblițe de lut. Reprezentările stilizate de animale, copaci, diferite obiecte și semnele găsite pe aceste pietre reprezintă începutul scrisului în lume. Descoperirea tăblițelor a stârnit curiozitatea cercetătorilor pe plan mondial. Se pare că vârsta estimată a acestor tăblițe ar fi 5500 înaintea erei noastre. Astfel se dezvăluie un fapt uimitor, și anume că sunt cele mai vechi artefacte purtătoare de scris din lume. Există ipoteza că aceste piese ar fi ajuns în Transilvania datorită unor relații și schimburi comerciale cu Orientul apropiat. Totuși, datarea tăblițelor este cu un mileniu înainte apariției scrisului în Orient. Vedem astfel saltul pe care l-a făcut omenirea de atunci și până la apariția tabletei multimedia de azi.